Nu puțini sunt creștinii care cred că au păcătuit împotriva Duhului Sfânt, că se fac vinovați de hula împotriva Duhului Sfânt. Întrebarea este ce înseamnă acest păcat și dacă este posibil ca vreun creștin să-l fi comis sau dacă e posibil ca tu să-l fi comis. Primul lucru pe care trebuie să-l reținem este faptul că acest păcat este menționat doar în Evanghelie. Al doilea lucru este menționat doar într-o anumită situație, când Domnul Iisus Hristos eliberează un îndrăgit. Și al treilea lucru este menționat doar în timp ce Domnul Iisus Hristos a umblat pe pământ și este menționat doar de către Domnul Iisus Hristos. Iar al patrulea lucru este menționat doar într-o discuție pe care Domnul Iisus Hristos o are cu liderii religioși ai vremii sale. Care a fost situația? Domnul Iisus Hristos a făcut o vindecare și o eliberare și fariseii spun despre lucrarea lui că este făcută cu puterea satanei. Aceasta, spune Domnul Iisus Hristos, este hula împotriva Duhului Sfânt. Acum trebuie să fim foarte atenți. De ce cred că acest păcat nu poate fi comis astăzi? În primul rând, pentru că acest păcat a fost comis în prezența persoanei Domnului Iisus Hristos. De ce este lucrul ăsta important? Păi este foarte important. Domnul Iisus Hristos a fost unica persoană care l-a reprezentat în mod perfect pe Dumnezeu, pentru că era Dumnezeu întrupat. Deci Dumnezeu întrupat a umblat pe pământul acesta 33 de ani și jumătate și a făcut o lucrare de 3 ani și jumătate aproximativ. Așadar, perioada lucrării sale pe pământ a fost una unică și specială, limitată la o perioadă definită de timp. Domnul Iisus Hristos a făcut lucrări într-un mod izbitor, lucrări pe care nimeni nu le putea contesta, nici măcar dușmanii lui. Așadar, nimeni nu poate compara lucrarea Domnului Iisus Hristos și miracolele Domnului Iisus Hristos și eliberările făcute de Domnul Iisus Hristos cu alte lucrări care se fac după perioada Domnului Iisus Hristos și după perioada apostolică. Astfel, pentru că Domnul Iisus i s-a dat Duhul fără măsură și lucrările sale erau incontestabile și totuși oamenii care știau că lucrările sale vin de la Dumnezeu spuneau că aceste lucrări sunt de la diavolul, în cunoștință de cauză, ei huleau pe Duhul Sfânt. Acesta este păcatul care nu se iartă. Hula împotriva Duhului Sfânt. Tu nu poți comite acest păcat, unu, pentru că Domnul Iisus Hristos nu este în prezența sa fizică pe pământul acesta, în al doilea rând, pentru că miracolele pe care le vedem astăzi nici nu se apropie câtuși de puțin de miracolele pe care le făcea Domnul Iisus Hristos și care erau incontestabili chiar și pentru cei mai feroce dușmani ai lui. Și a spune al treilea lucru că este important de observat că miracolele Domnului Iisus Hristos erau vizibile. Deci Domnul Iisus nu vindeca o durere după gât sau de spate, nu că ele nu ar fi vindecări reale dacă ar fi făcute, dar Domnul Iisus Hristos făcea miracole vizibile. Era imposibil să le negi în contextul acesta al unor miracole incontestabile, vizibile, fizice, supranaturale, care dovedeau foarte clar intervenția directă a lui Dumnezeu. În contextul acesta se comitea hula împotriva Duhului Sfânt, împotriva Fiului Dumnezeu încarnat, prezent fizic acolo. Și nu trebuie uitat faptul că acest păcat este menționat într-un singur loc, într-o singură situație, într-un singur context. Acest lucru nu este la voia întâmplării. Niciunul din apostoli nu preia acest limbaj și nici nu detaliază acest păcat și nici nu-l atribuie credincioșilor sau necredincioșilor. Eu cred că este o ispită a satanei îndreptat împotriva multor conștiințe slabe a unor credincioși adevărați pentru a-i aduce în prăbușire și în dezamăgire și în depresie spirituală, acuzindu-i că au comis hula împotriva Duhului Sfânt. Deși hula împotriva Duhului Sfânt nu poate fi comis astăzi, totuși este un lucru interesant care se întâmplă astăzi, o inversare a păcatului acestuia. Adică sunt oameni care pun lucrările omenești, lucrări psihologice, lucrări manipulatorii pe seama Duhului Sfânt. Deci nu lucrările Duhului sunt puse pe seama diavolului, ci mai degrabă lucrări omenești, psihologice, manipulatorii sau poate chiar oculte sunt puse pe seama Duhului Sfânt. Și trebuie să fim foarte atenți la lucrul acesta, ca să nu încărcăm lucrarea Duhului Sfânt cu lucruri care nu aparțin Duhului Sfânt și care nu se potrivesc lucrării sale. Dacă crezi că ai făcut păcatul acesta, îmi doresc ca Dumnezeu să-ți dea liniște și să-ți dea liniște prin cuvântul Lui, care trebuie să te convingă de adevăr și prin Duhul Sfânt.